Potrivit informațiilor primite de la purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar, Marcel Lucaciu, echipele de control au ca temă verificarea calității demersului didactic în semestrul 1. Ei vor verifica astfel avizarea programelor școlare pentru disciplinele opționale, modul în care au fost întocmite documentele manageriale, dar și existența portofoliilor de activitate ale comisiilor de combatere a absenteismului și abandonului școlar. De asemenea, inspectorii vor convoca ședințe ale consiliilor profesorale și ale consiliilor de administrație, unde vor prezenta metodologiile de organizare și desfășurare a examenelor naționale în acest an școlar. Nu în ultimul rând, inspectorii vor verifica dacă elevii din clasele 8 și a 12 au primit suficiente note la disciplinele de examen.